De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă. Și necazul dă peste mine. Iov, capitolul 3, cu versetul 25-26. Dragi ascultători, Iov se temea că într-o zi Dumnezeu îl va pedepsi fără motiv și el a recunoscut cu sinceritate acest lucru trecând prin încercări. El totdeauna credea că Dumnezeu îl va pedepsi trimițând asupra lui boli sau alte nenorociri și asta s-a întâmplat în realitate. Iov nu a oferit jertfe spirituale dintr-o inimă iubitoare care să-l încânte cu adevărat pe Dumnezeu. Adică el nu a oferit jertfe din sentimentul de dragoste adevărată pentru Dumnezeu, dorind acest lucru din toată inima, cu toată mintea și din tot sufletul. Și nu s-a închinat lui Dumnezeu în duc și în adevăr. Cum noi am citit, el făcea sacrificii doar din neliniștea sufletească. El își făcea grijă că dacă nu va oferi arderi de tot, s-ar putea întâmpla ceva rău copiilor lui. Sau blestemul va cădea asupra familiei lui. El a recunoscut că jertfele pe care le-a oferit erau firești și numai frica și neliniștea l-au împins la înălțarea arderilor de tot. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8, spune: Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cum vedem, se spune că cel căruia îi este frică nu va fi mântuit. Însă, aceasta nu este adevărata frică de Dumnezeu care constă în urârea răului, cum ne spune Biblia. Invers, astfel de oameni cunosc cuvântul lui Dumnezeu, însă nu au credința adevărată în Dumnezeu. Ei nu urăsc răul, ci prietenesc cu ceea ce este lumesc și comit acte vicioase. Ei iubesc răul și păcatul, motiv pentru care simt frică. Astfel de oameni nu pot fi salvați. În Proverbe, capitolul 26, cu versetul 2, este spus: Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Iar în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 18, se spune: În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Un blestem nemeritat, așa cum s-a spus, nu se va împlini. Dar Iov se temea de Dumnezeu pentru că nu înțelegea cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Jertfele lui erau doar o consecință a fricii de Dumnezeu, a temerii. Acțiunile lui nu au fost dictate de dragoste adevărată pentru Dumnezeu. El vorbea astfel pentru că și-a pierdut toate bunurile, precum și copiii. Iar acum nu mai avea odihnă în viață, nu își găsește liniștea pe pământ, nici nu mai avea mângâiere. Aceasta ne spune că Iov era un om firesc, care nu avea nici credință, nici nădejde la ceruri. Prin urmare, abuzile lui spuneau doar nemulțumiri și plângeri, de aceea el nu putea găsi nici pace, nici odihnă. El era obișnuit să aibă toate această pace și odihnă, bazându-se pe situația sa financiară. Însă bogăția nu aduce cu niciun chip adevărată pace și liniște pe care numai Dumnezeu le poate oferi. Cei cu credință adevărată se vor încrede în Dumnezeu chiar dacă se îmbolnăvesc. Chiar dacă nu au copii sau un loc unde să se odihnească, totuși ei își pot găsi pacea pentru că au speranță la ceruri. Dragi ascultători, Vechiul Testament este o anticipare a Noului Testament. Însă, cum vedem, nici în acele zile Dumnezeu nu se mulțumea doar cu fapte vizibile la exterior. Deoarece omul nu poate cunoaște gândurile spirituale ale celuilalt om, Dumnezeu a permis manifestările exterioare pentru ca noi să simțim fizic acele gânduri. Însă, între însuși Dumnezeu și oameni, Dumnezeu nu permite nimic din firea pământească, manifestat fizic. Dumnezeu este Duh, El cunoaște inimile și El pricepe doar lucrurile spirituale, El primește doar lucrurile spirituale. Legea Vechiului Testament, de exemplu, nu condamna oamenii dacă ei în inima lor se gândeau la adulte, dar de fapt nu-l comiteau. Însă Dumnezeu se uită nu numai la fapte, ci și la inimile oamenilor. Prin urmare, dacă un viciu este ascuns în inimă, atunci Dumnezeu o va considera păcătoasă. În Noul Testament, gândurile păcătoase sunt echivalente cu comiterea păcatului. Dragi ascultători, încă un exemplu. Iată, după cum citim în Geneza, capitolul 4, Dumnezeu a primit
cu bucurie sacrificiul sau jertfa a cuvărsarea sângelui unui animal pe care Abel a făcut. Însă el nu a privit la Cain și la darul lui. Și aceasta deoarece anume vărsarea de sânge era considerată o jertfă adusă în duh și adevăr, o jertfă plăcută Domnului, care a fost săvârșită din toată inima, mintea și sufletul. Iată, dacă te închini lui Dumnezeu în duh și adevăr și credința ta este atât de spirituală încât îți permite să crezi din toată inima, să te bucuri, să ai pace și liniște, atunci inima ta niciodată nu va pierde sentimentul de bucurie. Însă, dacă nu mai simți astfel de sentimente, atunci trebuie să înțelegi că în credință ești ca un copil mic, fără credință spirituală. De exemplu, Dumnezeu i-a poruncit lui Saul să nimicească pe amaleciți și să le distrugă toate averile. Însă, cum noi ținem minte, Saul a acționat conform propriei sale înțelegeri, firești. El a salvat turmele de oi și boi îngrășate pentru jertfă lui Dumnezeu, spunea el. Iată, dacă am gândit firește, aceasta poate ar fi putut părea corect, însă Saul a arătat neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu care spune: ascultarea este mai bună decât jertfa. 1 Regi, capitolul 15, cu versetul 22. Drept urmare, Dumnezeu nu a acceptat jertfa făcută în firea pământească și l-a respins pe Saul. Dragi ascultători, Biblia ne vorbește despre frica de Domnul, care implică în sine urârea răului. Acest rău este neascultarea de Dumnezeu. Noi trebuie să credem în existența raiului și a iadului și că Dumnezeu este judecătorul și că trebuie să împlinim cuvântul Lui și din frica cea evlavioasă a Domnului să nu comitem fapte păcătoase. Dacă urmăm cuvântul lui Dumnezeu și îl practicăm, Dumnezeu este cu noi și El răspunde rugăciunilor noastre. La urma urmei, El este Tatăl nostru bun și iubitor. Însă, dacă îl slujim din frică și neliniște, atunci acest lucru indică faptul că noi nu avem credință adevărată. În 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 18, cum am mai citit, scrie: în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frică, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme nu a ajuns desăvârșit în dragoste. Neprihănirea și dreptatea lui Iov au fost recunoscute de Dumnezeu, însă în inima lui Iov era neadevăr. De aceea Dumnezeu, care iubea pe Iov pentru neprihănirea și dreptatea lui, i-a permis să treacă prin încercări, pentru ca Iov să fie curățat de tot neadevărul și să primească binecuvântări, sănătate și prosper în toate lucrurile, în măsura, cum am citit, prosperării sufletului lui. Dragi ascultători, Dumnezeu nu va da copiilor săi nicio încercare fără motiv. Noi trecem prin încercări pentru că avem ceva ce trebuie schimbat în noi. Prin urmare, dacă recunoaștem problemele proprii și lepădăm calea neadevărului, atunci putem duce o viață biruitoare în Hristos. De asemenea, noi vom putea primi răspunsurile lui Dumnezeu la cererile noastre, adând toată slava lui Dumnezeu. Ceea ce doresc tuturor celor care au auzit acest mesaj. Sănătate și pe curând!